Dar am avut foarte mari emoții și acum am revenit. Și am stat cu ochii închiși. Te întreabă ei cum te cheamă. Eu nu sunt foarte interesat. Vreau să întreb, ai vreo problemă? Adică... Nu, sunt ok, sunt ok. Okay. Nu acum... nimeni, nu ești supărat, nu ești trist. Doamne, ferește, nu. Nu trebuie să pleci, să te întorci. Nu, 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 nu. Ești bine. Sunt super bine acum. Ești fericit. Bine ai foarte, venit foarte. În echipa mea. În sensul în care dacă n-ai avut probleme până acum, o să ai de acum încolo. Da, nu știu, sunt foarte emoționat. Da, toți suntem. Am avut coșmaruri aseară și am visat numai scaune. Câte erau? Nu era niciunul. Să nu crezi în vise, vezi? În nu cazul știu. De față. Cum te trei cheamă? Scaune. Adrian Tănase mă numesc. Bine ai venit la Vocea României! Bine v-am găsit. Asta ascult, de obicei, asta încerci să cânti, că am văzut inflexiuni, floricele pe câmpii, melis. Da, în zona asta, mai mult. Dar unde? Pop, ai așa. Cântat? Ai mai cântat? Mai pop, exact. Am terminat conservatorul. Acum trebuie să mă ocup și de pop. Ești din București? Da, păi, sunt mai fac. Așa un pic, că mai sunt și alții care se pot ocupa. Mai stai un pic, nu te mai agita așa. Am văzut. Așa sunt eu agitat. Să știi că nici rock-ul n-a intrat până nu i-au zis pop rock. Da, pop rock, așa. Adrian, iar vrei să cânti la chitară? Mi se pare că... E timpul, băieți, să vă hotărâți, să începeți negocierile. Mie îmi place vocea ta, mi se pare că ai cântat piesa asta foarte bine, ți-ai structurat părțile, ți-ai dozat bine aerul. Mi se pare că ai și un ambitus destul de ofertant. Mulțumesc. Și acolo sus ai ajuns, era o notă pe o schelă a unei clădiri în lucru. Smiley vrea și el să participe, că-l văd, că așa e, asta e... Da. Dar Adrian... mi-a plăcut foarte mult cum ai cântat și dacă echipa lui nu te mulțumește și nici a lui, te aștept la mine. Adrian! Mulțumesc mult! Eu zic că e semn foarte bun, i-a plăcut și lui Tudor cum ai cântat. Ce-a fost de aplaudat, n-am înțeles, în discursul lui Moga, asta ce-a fost de aplaudat? Mai vrei să mai spui ceva, că așa pot vorbe și eu. E bine? Lăsați-l și pe el. Mă aștept. Te rog frumos să mă ierți. E bine, uite, Tudor deja plânge de la interpretarea ta, Moga este foarte impresionat. Ne eu m-am întors doar ca să se iau în echipa mea. Ai văzut? Ne-a folosit ca taguri. Adică este bun, bă, dacă ăstora le-a plăcut. Da. Mă simt extraordinar, deci de bine. Nu mă așteptam, da, de bine. Bun, de bine. Ok, dar putem trece și... Să știi că nu e nicio problemă, Tudor e obișnuit să ia voci din echipa mea și să le facă Vocea României, dacă nu ne iese nouă nicio problemă, o să te ia Tudor. Iar Smiley e obișnuit să se urce pe cruce mai sus decât... Hei, hei, hei! Vă mulțumesc frumos iar pentru că pe toc. V-ați întors și pentru cuvintele frumoase. Măi, dar totuși lăsați-l și pe el să respire, să vorbească, să aleagă. Dar stai puțin, că eu nu ți-am spus ce ți ofer. Am cer scuze, da. Nu, chiar contează, contează foarte mult. Nu, lasă așa, lasă așa. Nu, treabă contează. Hai, zici și tu. Păi, 18 milioane cu carte de muncă. E ok, e ok. Cam puțin. Net sau brut? Dacă ești materialist, tu vrei să alegi... Dacă te văd că te duci la Moga, îți dau bonus și telefon. Și dacă vrei să te duci la Smiley, îți dau și asigurare de sănătate privată, să te operezi la Viena după ce te-au distrus ei. Ce, mă? Oh, da.
Vă mulțumesc încă o dată. Cu plăcere, șeful. Vreau și bunuri de masă! Ești în vervă, ești în vervă, ești în vervă. Nu știu, acum gândesc, fac ce... No, gândește de... liber! Ești pe ProTV, pe jos. Da, exact. Vă mulțumesc tuturor și... Am telefon, vreau să merg cu Marius. Bravo! Mulțumesc încă o dată! Băi, degeaba, nu, n-ai. Băi, Marius își face echipa de astăzi! Ți-a dat tot ce vrăiai! Și telefon! Nu, n-a mers, a? Poți să mai spun ceva? Mai ai ceva să-i adaug? Da, vezi, ce să înțelegem noi din chestia asta? Că încă se lucrează la negru în România, da, frate! Să vină ANAF-ul! Mulțumesc mult! Poți la negru!